Sunteți prima dată la Festivalul de Film de la Gura Humorului? Sunt a doua oară la Gura Humorului, prima dată la festival. Prima dată am fost în 87 aici, eram asistentul lui Doru Segal și al lui Bosio Ovidiu Paștina. În 87 la 6 filme de protecție a muncii în mină. A fost o filmare foarte grea. Știu că am intrat cu trenul în munte, la bază, și am urcat pe un suitor, chiar chestie de beton cu un diametru de 3 metri, cu scări de lemn murdare și care se și mișcau, 100 de metri în munte, ca să ajungem în galerii și era destul de greu. Eu sunt și claustrofob și am și rău de înălțime. A fost o aventură. Și cum ați avut curaj să veniți acum, a doua oară? Pentru că nu m-aș mai sui în locul ăla, cred, sper, niciodată. Și acum e altceva, acum e o toamnă foarte frumoasă. Ce impresie vă face acest festival de film de la Gura Humorului? Că la anul a 40-a aniversare va fi un mare tămbălău, va fi bine. E foarte bine că rezistă. Cum se face un festival 39 de ani în România? Cred că e cel mai lung festival din România de întotdeauna. Dumneavoastră sunteți regizor de filme documentare. Aici este o secțiune și da. E un pic așa, nu-mi dau seama cum de nu ați fost invitat până acum sau cum n-ați participat în competiție. Fac documentar de televiziune, ceea ce e o specie hibrid, așa, pentru că tot documentar se cheamă, are alte nuanțe, nu știu de ce n-am... Participați îndeosebi la festivalurile care țin de, cu filme de televiziune, în principal. Și cu filme de televiziune, depinde. Am mai făcut la viața mea și filme la Sahia și filme de artă și tot felul. Sunteți prezent aici la Gura Humorului cu două proiecții. Sunt două filme. De Crăciun ne-am luat Rația de Libertate din 1990 și Piepturi goale și buzunare pline din 2012. Am ales astea două filme pentru că primul e un film de antologie, Iulie 90. E primul film care a pus niște întrebări, niște probleme asupra evenimentelor din decembrie 89, cum le spun eu, și ca un arc peste timp am ales, cred că cel mai bun film pe care l-am făcut până acum despre 89, acest Piepturi goale și buzunare pline, că e un film care nu mai pune întrebări, ci dă și răspunsuri la ce a fost atunci, ca lumea să înțeleagă peste timp ce a fost și că preocuparea mea, cel puțin de 30 de ani, una dintre ele este asta. Adică dacă mă pricep la ceva pe lumea asta, cred că mă pricep un pic la 89, un pic la Brâncuș și un pic la Caragiale. Și atât. Și în ăștia 30 de ani ați aflat până la urmă ce e cu această revoluție? A fost sau n-a fost? Care ar fi răspunsul dumneavoastră? Au fost cam toate amestecate, pe rând, de la revoltă populară, crimă colectivă, trădare, frumusețea eliberării de o familie despotică. A durat foarte puțin, însă, luptă pentru putere, lovitură de stat militară, crimă colectivă, asta este un cuvânt care pentru mine e clar după 22 decembrie. Câte documentare ați făcut legate de tema aceasta? Vreo 35. Și o să continuați cu aceeași... Și sper ca în decembrie acum să facem împreună cu un coleg de-al meu, Răzvan Butaru, 15 episoade de câte o oră despre ce a fost atunci.
Considerați că mai sunt lucruri de spus despre această revoluție? Bineînțeles. Este un subiect inepuizabil? Nu e inepuizabil, dar se spun foarte multe minciuni. Pe astea se și bazează cei care au făcut lovitura de stat militară, crima colectivă de după 22 decembrie, că pe mine asta mă interesează, pentru că acolo sunt întrebările fără răspuns. Și iată, pentru prima dată, e un dosar, pentru a doua oară, e un dosar care sper să meargă până la capăt, în care sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Un grup de persoane. Unii vii, trei oameni și încă o listă de oameni din acel rechizitoriu care, datorită faptului că au decedat, sunt exonerați de cercetarea penală. Dar ei sunt trecuți acolo și sunt mulți. Considerați că filmele dumneavoastră aduc un plus de adevăr în această... Da. Există în rechizitoriu lucruri care îmi aparțin, care au fost în filmele mele și în comentariul pe care l-am făcut eu la filmele mele și care văd că au fost însușite într-un fel în acest rechizitoriu, ceea ce mă bucură foarte tare. Cum credeți că o să se desfășoare dezbaterea de mâine seară de pe această temă? A fost sau n-a fost revoluția? Depinde cât de liberi sunt oamenii să spună ce gândesc sau să nu spună, sau să spună doar niște poncife, așa, niște fraze foarte drăguțe despre unor copii care nu știu mai nimic despre ce a fost atunci. Iată, avem un istoric, Cătălin Turliuc, pe Liviu Antonese, care a fost și dizident și bănuiesc că nu o să cenzureze nimeni. Da. Nu, o să fie bine, o să fie bine, dar nu cred, O să fie o dezbatere adevărată și o să ajungeți mai aproape de adevăr. Sigur că da. O să mai veniți la Gura Humorului, la festival? Da, nu voi fi sigur aici. Juriu și eu. În juriu sau cu film, știu eu, nu? Da, dar voi fi sigur.